găsit oamenilor buni și frumoși, bun găsit stimați telespectatori și iubiți credincioși, suntem în duminica 34-a 34, -a, a 34 -a după pogorârea Sfântului Duh, duminica a doua din Triod, o duminică în care avem o întâlnire cu iubirea lui Dumnezeu, avem o întâlnire cu o familie absolut minunată, din care face, pa, facem parte și noi, ca frați mai mici sau mai mari, și anume, avem pilda Întoarcerii Fiului Risipitor, Evanghelia Întoarcerii Fiului Risipitor, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Vom vorbi câteva, vom spune câteva cuvinte despre această Evanghelie. La... Momentul potrivit. Acum vă voi spune doar că este capodopera Noului Testament. Pericopa Evanghelică, ce s-a citit astăzi la Sunta și Dumnezească Liturgie este o perlă uh, și literară, dar de asemenea un uh, juvaier duhovnicesc al uh, Noului Testament, așa după cum uh, mărturisesc exegeții și cercetătorii bibliștii de ieri și de astăzi. Dragii mei, o duminică în care Sfânta noastră Biserică ne pregătește pentru cantonamentul cel mare. Mai avem puțin până la duminica înfricoșătoarei judecăți, lăsatului sec de carne, cum se spune. Mai avem o săptămână. Până atunci, iată, săptămâna trecută am avut o săptămână lejeră de încălzire, iertați-mi limbajul, dar așa este cu dezlegare miercuri și vineri. Mângâiere pentru cei care au încă nostalgia liberului la hrană de orice fel. Dar, totuși, am intrat în cantonament. Așa că, săptămâna aceasta, iată, părinții bisericii au rânduit ca să intensificăm puțin încălzirea antrenamentele pentru că duminica viitoare deja dăm primul test și anume este lăsatul secului pentru carne. Și dar săptămâna aceasta toți trebuie să ne concentrăm pe echipamentul pe care îl avem, să ne punem la punct toate mecanismele și sistemele pe care le vom folosi în acest post și când mă refer la acestea la mecanisme mă gândesc la cele sufletești, adică trebuie să ne curățăm lentilele și pe dinăuntru și pe din afară să putem privi în interiorul nostru. Duminica aceasta sfânta noastră biserică face pomenirea sfântului Cuvios Visarion, a sfântului ierar Agaton, episcopul Romei și a Sfântului Ierar Leon, episcopul Cataniei, pentru rugăciunile acestor sfinți și a tuturor celor ce sunt pomeniți cu dânsi în această duminică, rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească spre noi, spre poporul său și spre toți cei ce poartă chipul Fiului Tatălui. Așadar, duminica întoarcerii fiului risipitor sau cum mai spun uh, uh, părinții bisericii, uh, duminica întoarcerii fiului desfrânat. Avem de a face cu un tânăr căzut uh, sub uh, uh, simțuri, căzut uh, pradă simțurilor, instinctelor și mai cu seamă uh, cu unei confuzii între libertate și libertinaj, o confuzie pe care adesea o facem și noi, cei care suntem mari sfetnici de taină, de cele mai multe ori facem confuzia între ceea ce se cuvine și ceea ce nu se cuvine să facem. De multe ori ni se pare că nouă ni se cuvine. Duminica trecută, dragii mei, am vorbit despre uh, creștinul cum se cade. Am primit semnale uh, că nu prea a plăcut uh, profilul pe care l-am făcut, dar uh, trebuie să amintesc că am spus că cel din tâi sunt eu. Cu alte cuvinte, nu am uh, făcut profilul cuiva sau alt cuiva, ci m-am uitat adânc în interiorul meu și am văzut câteva trăsături acestui profil de creștin cum se cade, care, bineînțeles, iată, va fi regăsit ce a dus astăzi în prim plan uh, de către însuși Dumnezeu și anume fratele cel drept. da, Deci vom avea astăzi o întâlnire cu, mezin, cu Prâslea, cu, 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 cu tânărul, cu fiul desfrânat și de asemenea cu fratele mai mare acestuia, fratele cel drept, care veți vedea că este și el un creștin cum se cade. Adică n-a ieșit din cuvântul tatălui său, uh, și-a văzut de treaba sa, este respectat de toată lumea. Și totuși vom vedea ce lipsește uh, acestui creștin cum se cade, ce ne lipsește nouă, celor care spunem că suntem creștini ortodoxi și mai nou practicanți. Am auzit această expresie de uh, creștini practicanți, ca și cum ar uh, exista creștini nepracticanți sau pensionari. Creștini pe, pensionari nu există. Creștini practic, s ar putea să fie dacă nu un pleonasm, oricum o eroare logică, pentru că creștinul, bineînțeles că este un luptător, el nu este niciodată chibiț, nu este niciodată spectator sau într-o galerie care uh, aplaudă, ci el este un luptător. Dragii mei, o milie la această Evanghelie absolut minunată a al Sfințitului Părinte Teodosie, după care cu ajutorul lui Dumnezeu vom merge și noi uh, la această uh, familie, în această familie, să vedem în primul rând dacă și cine suntem. Fiul cel mic, fiul cel mare, vom trece și prin postura de mamă, de tată și vom vedea că Dumnezeu, printr-o pedagogie uh, divină, ne ajută să ne calibrăm pentru exercițiul ce ne este pus înainte. Așadar, cuvântul ierarhului, după care uh, ne întoarcem în direct pentru tema zilei. Mm. Iubiți, credincioși, suntem în a doua duminică de pregătire pentru postul cel mare, călătoria cea mai adâncă și mai importantă în sufletul nostru, pregătitoare pentru urcușul cel duhovnicesc, pentru marea sărbătoare. Și astăzi Mântuitorul ne pune înainte, o pildă. Este pildă cea mai adâncă, plină de învățătură, care ne privește pe noi pe toți. Pentru că noi, oamenii, suntem prinși de păcate după primul păcat al strămoșilor noștri. Păcatul este în firea noastră și adeseori acest păcat ne duce în adânc. Într-o moarte. Și astăzi, iată, precum în multe momente din Sfânta Scriptură, în multe locuri, Dumnezeu este înfățișat ca un om. Un om avea doi fii. Acest om care avea doi fii este însuși Dumnezeu. Fiul cel mai mare este Fiul cel bun care își păstrează darurile primite de la Dumnezeu. Fiul cel mai tânăr este omul păcatului care se depărtează de Dumnezeu. Dar să vedem în acești doi fii, pe toți fiii neamului omenesc, pentru că pilda aceasta ne înfățișează pe noi. Deși fiul mai tânăr, pentru că este omul păcatului, că păcatul este mai tânăr decât virtutea, la început a fost virtutea, pentru că omul în rai înainte de păcat era omul care ținea legătura cu Dumnezeu, trăia în casa lui Dumnezeu și împlinea voia lui Dumnezeu. Iată, cel mai tânăr dintre fii a cerut tatălui său să-i dea partea de avere și i-a dat-o. În data adunându-și toate a plecat într-o țară îndepărtată și a cheltuit toată averea tatălui său. Acolo a început să ducă lipsă și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelia care l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii, dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar și-a venit în sine și a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt destulați de pâine, iar eu pieră aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, s-a dus la tatăl său. Iată, aici se vede întoarcerea fiului care a risipit toată averea. Fiul risipitor, cum este titlul pilde de astăzi, pilda fiului risipitor. S-a întors către tatăl său. S-a întors cu părere de rău. Dar tatăl său, văzându-l, îndată i-a ieșit în întâmpinare. Nu era singur tatăl său, era cu slugile sale. Și când fiul a zis, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Tatăl, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și a porincit slugilor sale. Aduceți haina cea din tâi și l îmbrăcați, puneți inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, jungheați vițelul cel îngrășat, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu mort a fost și a înviat, Ierdut a fost și s-a aflat și a început să se veselească. În timpul acesta, fiul cel mai mare era la țarină, s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Nu știa ce înseamnă aceasta. N-a intrat și a chemat pe una din slugele stăpânului și a întrebat pe acea slugă ce este această veselie ce se aude? Și această slugă i-a spus, fratele tău s-a întors și tatăl tău, pentru că l-a primit sănătos, a junghiat pentru el vițelul cel îngreșat. Atunci fiul s-a mâniat și nu mai voia să intre. Tatăl său însă îl ruga, dar fiul cel mare a zis către tatăl său, tată, eu de atâta vreme îți slujesc și niciodată n-am călcat cuvântul tău. Și mie nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a cheltuit averea cu desfrânatele, a junghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a răspuns, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să mă bucur și să mă veselesc pentru fratele tău acesta care s-a întors, căci mort a post și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Iată din toate aceste cuvinte ale pildei, luăm o învățătură atât de adâncă, atât de curată, atât de sfântă. Averea Tatălui Ceresc, care este? Este darul bunătăților, dar și milostivirea sa. Dumnezeu ne-a dat nouă tuturor tot ceea ce aveam nevoie pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Iată ce hrană, ce avere a avut fiul cel mai tânăr când a plecat de la casa părintească. Avea tot ceea ce a dat tatăl, adică avea dragostea lui Dumnezeu. Avea toate puterile sufletului său. Averea nu era materială, averea era spirituală. Și de aceea, iată, unde s-a dus într-o țară îndepărtată? Care-i țara aceasta? Este țara păcatului. Păcatul te îmbie să te înfrupți din el. Păcatul este nesățios și te golește de toate puterile spirituale. Căci păcatul este împotrivire față de Dumnezeu, față de Părintele Cel Ceresc. Păcatul este mai nou decât virtutea. Și virtutea a fost credincioșia, atașamentul de Dumnezeu, dragostea, împlinirea voiei lui Dumnezeu și Dumnezeu răsplătea împlinirea voii sale. În țara păcatului, cine erau slujitorii? Erau demonii care ațățau trupul și întrețineau păcatul. Cine sunt argații care erau îndestulați de pâine? Îngerii erau cei îndestulați de pâine, pentru că îngerii sunt numiți duhuri slujitoare, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii, pentru fiii neamului omenesc. Și iată, venirea în sine însemnează aducerea minte a omului care a căzut în păcat, de unde a căzut și că trebuie să se întoarcă. Și iată, precum îngerii cei mai de sus au căzut au devenit întunecați, lipsiți de daruri, lipsiți de bucurii. Și omul căzut este în întuneric, este lipsit de darurile lui Dumnezeu. Darurile lui Dumnezeu se alcătuiesc din harul său, care este atât de bogat și lucrează cu fiecare om în parte, în toate momentele vieții sale. Și iată, Trezirea înseamnă venirea omului în conștiința sa ce trează, prin care recunoaște păcatul în care a căzut. Se vede gol prin păcat, se vede vinovat, îi pare rău și aduce aminte cum a fost înainte și hotărăște să se întoarcă. Și când hotărăște, Dumnezeu știe și mintea și inima omului și regretele și durerile lui. Când omul se întoarce către Dumnezeu și Dumnezeu vine către om. Și iată fiul rătăcitor care se întoarce, fiul risipitor, reprezintă întreg neamul omenesc. Nu toți simt acest glas lăuntric și această părere de rău că au părăsit casa părintească. Că au irosit harului Dumnezeu, că sunt goi de fapte bune, goi de credință, de înțelepciune, de dragoste. Numai unii își trezesc conștiința, alții rămân în țara păcatului, să se sature cu roșcove, care sunt de fapt dulcețile păcatului, ce țin foarte puțin. Și apoi se sting aceste dulceți, rămâne amărăciunea, părerea de rău și durerea. Iată, această pildă ne face pe noi să ne regăsim în adâncul păcatelor noastre, de unde ne putem întoarce. Noi trebuie să începem calea întoarcerii, că vine înaintea noastră Dumnezeu. De aceea, cu toții. Să simțim cuvintele Sfintei Evangheliei de astăzi în mintea, în inima noastră și în viața noastră. Dacă am învățat în duminica trecută cum să facem începutul întoarcerii către Dumnezeu, prin smerenie, căci am căzut prin mândrie, iată, astăzi trebuie să începem hotărâți calea întoarcerii către Dumnezeu. Ca să ne recuperăm averea spirituală pe care am pierdut-o, să primim iarăși haina acea dintâi a dragostei lui Dumnezeu, să ne rugăm și să zicem, Doamne, fiecare dintre noi suntem un fiu risipitor, și să lăsăm păcatul să venim către Dumnezeu ca să putem să urcăm către piscul spre care ne cheamă Dumnezeu unde este bucuria și viața cea veșnică amin Am revenit în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, îngăduiți să mulțumesc în al preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură la Evanghelia, una dintre cele mai frumoase, cele mai emoționante, cele mai cutremurătoare uh, pericope evanghelice care uh, se citesc în uh, perioada uh, triodului și anume Uh, perico, ev ev evanghelia Întoarcerii Fiului Risipitor. De multe ori auzim acest cuvânt, Evanghelia Fiului Risipitor, nu, dragii mei. Accentul nu cade pe desfrânarea lui, pe căderea lui, pe păcatul lui, ci accentul cade pe întoarcerea lui. Aceasta este, asta a vrut Dumnezeu să ne arate: că nu există un abis atât de adânc în, în care să nu îl găsim pe Dumnezeu pe o prăpastie pe fundul căreia să nu uh, existe Dumnezeu. El a, s-a dus până la adâncul cel mai de jos ca să ne scoată de acolo. Așadar, Evanghelia întoarcerii Fiului Risipitor. Încă o dată mulțumim în al pentru cuvântul de învățătură. Dragii mei, avem o, o întrebare, e să zicem așa șugubeață, pentru că Sigur, dacă am, ar fi să înțelegem dramatismul acestei Evanghelii, dramatismul acestui tată, ne-am dat seama că nu e vorba de nicio meserie, dar totuși, tocmai pentru a accentua căderea, de fapt, alienarea, care de fapt s-ar traduce în străinarea unui om. Desfigurarea. Cred că nici nu știu de unde vine acest cuvânt. S-ar putea să fie un, uh, un neologism împrumutat din, uh, din limba engleză, de la alien, care înseamnă uh, străin, extraterestru. da? Deci atât de desfigurat este acest tânăr încât este alien, este uh, străin. Este extraterestru, oricum, în orice caz, este ieșit din sine, ieșit din firea lui. Nu mai are fire, parcă nu mai are fire omenească, atât este de căzut, ci totuși vom vedea cum lucrează Dumnezeu. Dragii mei, foarte pe scurt, trebuie să știm că în această Evanghelie avem trei persoane. De fapt, ar trebui să spun personaje, dar fiind vorba de o pericopă evanghelică, îmi vine greu totuși trei personaje, trei persoane. Tatăl împreună cu doi fii, nu e așa? Deci doi frați și tatăl lor. Acestea sunt personajele principale. Ei bine, din aceste trei personaje principale, parcă în, în, în prim plan, după cuvântul... Cunoscătorilor apare fiul cel mic, nu-i așa? Este și intitulată Evanghelia Întoarcerii Fiului uh, Risipitor. Uh, parcă în planul 2, sau mă rog, într-un plan secund, îl avem pe fiul cel mare, creștinul cum se cade, și în ultimul plan îl avem pe tată. Ei bine, dragii mei, poate cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece pe la fiecare personaj să vedem ce stări sufletești încearcă aceștia atât cât va fi cu putință pentru că repet de 2000 de ani se fac tâlcuiri la această Evanghelie și de fiecare dată este mai proaspătă decât ultima dată de 2000 de ani, înmulțiți 2000 de ani ori câte biserici ori câți predicatori câți tâlcuitori Câte uh, scrieri, câte comentarii patristice, câte exegeze, câte omilii și totuși această evanghelie, această pericopă. Bineînțeles cu tot Noul Testament rămân proaspete ca un izvor care cur, pur, 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 curge pururea și este uh, de fiecare dată mai bun, mai gustos, de fiecare dată uh, îți aduce îți astâmpără setea. Ei bine, aceste personaje pe care le vedem astăzi sunt le-am înscris într-o temă numită iubirea rănită. De fapt, vedem aici un, o iubire a unui tată pentru fiii săi care nu încetează să fie rănită. Mai întâi de fiul neastâmpărat, fiul desfrânat, apoi de fiul cum se cade. Bineînțeles, o iubire plină de lacrimi, foarte puține momente de lacrimi de bucurie, deși, sigur că da, am putea spune că întoarcerea, învierea fiului celui mic, este un prilej de bucurie. Însă umbrit, s-a umbrit această bucurie, iată, de o uh, tumoră sufletească, de o neputință sufletească a uh, Fiului Cel Mare, după cum vom vedea. Dragii mei, Fiul Cel Mic, ca mulți dintre copiii uh, de bani gata, copiii din uh, uh, familii uh, înstărite, fiului cel mic i s-a urât cu binele. De unde poate fi această expresie în limba română că i s-a urât cu binele? Iată, aceasta este unul dintre uh, tablourile care ilustrează, înfățișează cel mai bine ce înseamnă că unui copil răzgâiat alintat, răsfățat, i se urăște cu binele. Revenim după acest răspuns. Vă rog, sunteți în direct. Salut mile părinte. Bucurie, doamna ajută. Filomena sunt de la Efurie Sud. Acest fiu risipitor, copilul mai mic, și-a găsit o meserie de îngrijitor la o turmă de porci. Așa este, da. El de foame ar fi vrut să mănânce și din roșcovele aruncate porcilor, dar nu îi dădea nimeni. Așa este. Vă dați... Atunci a fost atât de înțelept încât s-a gândit că slujitorii tatălui său primesc pâine și să se întoarcă la tatăl său acasă aici vom mai vorbi despre asta este, este ceva, o să vedeți ceva interesant dar aveți da, dreptate, așa este răspunsul este corect el, da, de aceea am și spus meserie pentru că de unde el era, vă dați seama prințul casei că prâslea întotdeauna e cel mai alintat mai ales într-o familie înstărită da, cel mai mic, mai drăgălat el a ajuns să fie porcar Trebuie să știți cei care cei mai, cel mai probabil că 99% din cei care priviți această emisiune și alții, nu știți că a fi îngrijitor la porci înseamnă să te izolezi de comunitate pentru că miroși îngrozitor. Ani de zile îți miroase pielea, îți miros hainele, oricât te-ai spăla, mirosul acela de ureie mirosul acela de, toxină de la dejecțiile porților străbate epiderma, pielea și îți rămâne acolo și în nări ani de zile. Vă veți Dar întreba... oamenii și oamenii nebotezați, nemiruiți nu știu, nu pot să spun lucrul acesta miros. da, vă mulțumesc frumos pentru telefon, vă trimitem cartea la adresă, dacă veniți la Constanța, ne întâlnim la uh, librăria Brâncovenească să vă alegeți o carte, dacă nu, nu veniți, alegeți vă rog frumos dumneavoastră și o trimiteți, da. bine sigur că da, cu mare drag să mâinile. Uh, iubitoare de frumos nu, parcă așa înceap, uh, înseamnă Numele dumneavoastră. Iubitoarea de poezie, de frumos și scriu poezie. Știu, sigur. știu, tocmai de aceea da, ne-am da. adus aminte că sunteți iubitoare de frumos. Și da, poezia, sigur. sigur că ce poate fi mai sensibil decât poezia. Vă mulțumim frumos! Cu tot dragul! Așadar, rămâne. rămăsesem la mirosul acesta, nu, nu mă raliez aceste poezii pentru că nu mă pricep. Sigur că noi și cioara cât ar avea pui de urâți, ea tot îi îmbrățișează și socotește că a ei sunt cei mai frumoși. Noi vom spune despre noi lucruri bune și frumoase, dar în același timp trebuie să spunem și despre ceilalți. Sigur că omul miroase, după zona în care locu locuiește, după ceea ce mănâncă, are un miros specific. Și nouă ni se pare celălalt că are un alt miros față de al nostru, dar bineînțeles că și noi putem părea, de exemplu, pentru oamenii de culoare, noi putem părea niște, cum să le spunem, oameni decolorați, nu e așa? Ceea ce sigur că e adevărat dacă este să ne comparăm la culoarea pielii. Bun, revenind la botez. Aveți aici ceva, un, aveți o, o perspectivă interesantă, dar nu vom vorbi despre asta astăzi. Vă voi spune doar că pare interesant de unde știu eu că uh, porcii uh, miroși, că uh, mirosul de la porci ți intră în piele și în haine, astfel încât este insuportabil pentru ceilalți. Ei bine, acum 30 și ceva de ani am. Uh, slujit în armată, mi-a venit rândul să rânesc la porci și aveam vreo, probabil, vreo 500-1000 de porci, nu mai țin minte cât erau la gospodăria aceea. Ei bine, o săptămână n-am avut voie să intru în cantină, în sala de mese, pentru că atât de tare s-a îmbibat în, în haine și în piele mirosul acela, încât nimeni nu-mi dădea voie să intru acolo. Ceea ce vreau să spun este că tânărul acesta, Parfumat, pomădat, pensat, epilat, după cum este moda de astăzi, și plin de bani, care până mai ieri se veselea în chip strălucit, avea mașini cu sute de cai putere, fete și muzică. Dintr-o dată, bineînțeles, și câte o liniuță. Bineînțeles, se trezește cât, iată, că este porcar. Și nu numai că el este flământ și este alienat, dar este și izolat. Cum ar fi putut el să meargă în, la o terasă, nu știu, în centru vechi al Bucureștiului, de la slujba sa de porcar? Nici de cum, nici măcar traseul sau autobuzul nu putea să-l ia. Deci era și izolat de toți cei care până mai ieri îl măguleau, îl lingușeau, până i-au terminat banii, inclusiv fetele. Iată că acela, unul dintre cei care îl aplauda, îl aplaudau uh, în timpul în care avea bani, a devenit stăpânul lui, pentru că i-a găsit ceva de muncă, i s-a făcut milă de el și ca să-l disprețuiască și să-l umilească până la pământ, l-a făcut porcar, dar nu orice porcar, dragii mei, ci cel care face curățenie la porci. De ce? De unde știm? Păi ne spune evanghelistul Luca că ar fi vrut să se, să se sature de roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu îi le dădea cu alte cuvinte, el era în ordine ierarhică, ultimul din curtea școlii, cum se spune, adică cei care îngrijau porcii, Uh, șefii de turme aveau sub cheie roșcovele la care el, ca cel mai uh, slab, ca ultimul în ierarhie, uh, nu avea acces. Cu alte cuvinte, porcii aveau acces la o porție de roșcove, cel mai probabil uh, uh, care dădea un gust aparte, o aromă aparte cărnii uh, și un aport proteic extraordinar. Iată că el nu avea acces la o porție de roșcove cum avea oricare sau fiecare dintre porci. Ce poate fi mai degradant, mai umilitor, ce poate fi mai cu seamă când ai fost pe un vârf atât de amețitor și dintr-o dată ești într-o cădere liberă, într-un hău, într-un abis singur, întuneric, foame, frică, necunoscut, și mai cu seamă, nu-ți dai seama cum vei ieși din această situație. Te lupți din răsputeri cu băutura cu drogurile, cu țigările, cu nevoile, cu patimile, cu mirosul acesta ă, pestilențial al păcatelor și nu știi cum să ieși de acolo. Toți te alungă, toți te marginalizează singurul loc în care ai avea, cum să spun, un arecare ajutor este spitalul, dar bineînțeles de boli nervoase și acolo ajungi cel mai adesea cu o salvare însoțit de poliție, câteodată cu un ordin judecătoresc, altă dată pentru că ți-a ieșit din fire poți să fii luat de pe stradă și când spun asta mă gândesc la cei care s-au apucat pe lângă faptul că iată s-au destrăbălat, au cheltuit toți banii, s-au apucat și de consumul de droguri. Nu este nimic, dragii mei, science fiction în descrierea aceasta, în tabloul acesta, este un tablou al epocii noastre, în orașul nostru, în cartierul nostru, pe scara noastră, atât este de des întâlnit fenomenul. Iată că mulți dintre fii noștri, dintre copiii noștri, dintre tinerii noștri, nici nu are a face dacă sunt din familii înstărite sau nu, au ajuns porcari, au ajuns să rânească la porci, să curețe gunoiul porcilor. Da, aceasta este starea cea mai degradantă în care poate să ajungă un tânăr și totuși nimic nu este pierdut. Despre asta este Evanghelia de azi, dragi tineri, dacă vă uitați, dacă se uită cineva la emisiunea aceasta, cel mai probabil că foarte puțin tineri, dar vă spun, nimic nu este pierdut. Atunci când nimeni nu vă va mai deschide ușa, nici chiar spitalul, pentru că după două săptămâni de cură sau maximum trei, sunt obligați să vă arunce din nou pe stradă, să vă trimită, iertați-mă, din nou pe stradă, nimeni nu vă mai deschide ușa, să știți totuși că există un loc în care cineva vă așteaptă cu mâna streașină. Cine este acesta vom vedea imediat, dar vom face întâi de toate o mică paranteză, un mic ocol. Mi-am pus problema ce anume ar putea să întoarcă inima acestui tânăr, acestui fiu, care sigur are o avalanșă de gânduri și după cum spuneți voi tinerii, își face o grămadă de filme în legătură cu rușina pe care ar îndura-o dacă s-ar întoarce în familie, cu rușina pe care ar îndura-o și bajocura de la anturaj, de la prieteni atunci când ești căzut. Ce anume l-a făcut pe acest tânăr, să-și revină în sine, să-și vină în sine, să-și vină în fire. Este extraordinar de important. N-am găsit răspunsul nicăieri, dragii mei. Și m-am rugat Domnului să-mi descopere pentru că noi sau la noi se numește Capela Tinerilor și avem, lucrăm cu astfel de tineri, vin astfel de tineri. Și nu știi ce să-i spui, cum să-l scoți de acolo, ce argument să-i dai. În afară de iubire, în afară de înțelegere și de răbdare, care au și ele o limită, ești om în lume, cu familie, cu responsabilități, în sfârșit ești la dispoziția lui, dar cu niște limite, mai cu seamă atunci când este nevoie de ajutor de specialitate. Și, dragii mei, cred că Dumnezeu m-a luminat, nu știu voi să-mi spuneți dacă este de la Dumnezeu sau dacă este de la uh, mine, de mintea mea, de, de la, din înțelepciunea, așa zis, înțelepciunea uh, mea. M-am gândit ce anume l-a făcut pe acel tânăr, care a fost declicul, care a fost momentul în care el s-a întors, a ieșit uh, de sub. De sub apă, din încercuirea aceasta, din capcana aceasta extraordinară, fără niciun fel de ieșire, din peștera aceasta inundată și întunecată în care uh, ai pierdut uh, uh, drumul. Și cred că aceasta este, dragii mei, răspunsul îl dă tot Dumnezeu nu trebuie să căutăm la noi pentru că va fi ori un răspuns prost, ori în eroare sau nu-l vei găsi deloc. Iată ce spune tânărul acesta, dragii mei. În casa tatălui meu, slugile lui, argații lui, se satură de pâine. Iar eu stau aici și rânesc la porci, așteptând să mor de foame. Așteptând să mor din cauza unei boli, așteptând să mor din cauza lipsei de igienă, așteptând să mor de singurătate. Deci singura scăpare în, această, în acest hău este moartea. Și totuși, ce gând îi vine acestui tânăr, dragii mei, în casa părintelui meu, argații, se satură de pâine. Și Dumnezeu, iată ce ne descoperă, dragii mei. Tatăl este Dumnezeu, iar casa lui este biserica, iar pâinea este trupul și sângele Mântuitorului. Pâinea care s-a coborât din cer. De nu veți mânca pâinea aceasta, nu veți avea viață în voi. Iată, deci, cargați ăștia, adică păcătoșii, cei mai păcătoși, spune acest tânăr. Mai păcătoși decât mine, până la urmă, eu ce am făcut? M-am încântat ce am luat niște frunze, am luat niște iarbă, am luat niște praf, am jucat la păcănele, am jucat la pariuri. Mi-am înțepat pielea față de alții care, în sfârșit, poate au făcut păcate strigătoare la cer și totuși aceea se satură de pâine. Adică cine sunt acei păcătoși? Toți cei care se împărtășesc, dragii mei, nu sunt altceva decât păzitori ai porcilor care și-au venit în sine, au cerut iertare, au spus, Tată, am greșit în fața ta și la cer, fă ca pe unul din argații tăi. Iar Dumnezeu a spus, te ierci te dezleg în numele preasfintei trăimi, vino să mâncăm vițelul cel îngrășat, vino și te satură de pâine și a primit Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Mântuitorului. Iată, dragii mei, de ce este important ca copiii cât sunt mici, dar dacă este cu putință până pe la 14 ani, să se împărtășească, dacă este cu putință, în fiecare duminică. Sigur, după șapte ani cu spovedanie, cu post, cu tot ce trebuie, dar să se împărtășească copiii. Pentru că va veni o vreme, dragii mei, când deznădejdea va pune stăpânire, în lume necazuri veți avea, spune Mântuitorul. Cel mai probabil cine poate ști care va fi drumul copilului tău dar el își va aminti atunci când nu va mai vedea niciun fel de lumină, când nu va mai vedea niciun fel de ieșire. A fost o vreme când mă împărtășam de iubirea și cu iubirea lui Dumnezeu. Deci această iubire a lui Dumnezeu, dragii mei, este cea de care și-a adus aminte acest tânăr. Iubirea lui Dumnezeu care a Zămislit și în sufletul lui o iubire, înțelegerea, bunătatea, iertarea lui Dumnezeu, au născut în sufletul acestui tânăr capacitatea de a se ridica de acolo, din iadul deznădejdii. Câți din tinerii noștri, mii și mii și zeci de mii, dragii mei, cei care se droghează, cei care joacă, nu mai vorbim de adicțiile de pornografie nu mai vorbim de adicțiile de jocuri, mii și mii și zeci de mii din copiii noștri, din tinerii noștri, dragii mei, ar vrea să se sature de roșcove, dar să știți că roșcovele însemnează aici păcatul, iar porcii sunt uh, uh, duhurile căzute, iar de păcat nu te saturi niciodată pentru că patima, dragii mei, este o apă pe care oricât o bei, mai tare însetezi, niciodată nu vei fi sătul, oricât ai insista în patima ta, orică e desfrânare, orică e joc, orică este orice fel de patimă, înseamnă robie, orice fel de păcat este o apă tulbure pe care oricât o bei, nu te vei sătura. De aceea, dragii mei, Sfânta Împărtășanie la copii, chiar dacă nu, tu, tu nu crezi, părintele meu care te uiți acum la televizor, dar ai un copilaș mic, să ții minte că Evanghelia aceasta este pentru tine și pentru mine. Este pentru noi cei care suntem părinți, că de fapt, dragii mei, suferința copilului este infinit sau, dacă vreți, exponențial suferința părintelui. Tatăl acesta din Evanghelie, care de fapt este Dumnezeu, suferă pentru fiecare dintre noi. Iar suferința lui s-a materializat, dacă vrei, s-a întrupat în fiul pe care l-a dat la moarte pe cruce. Că atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe fiul său, cel unul născut, l-a dat la moarte de o cară. Pentru tine, pentru mine, pentru fiul tău, pentru fiul meu. Durerea fiului este infinit mai mare în inima părintelui și veți vedea lucrul acesta pentru că părintele acesta din Evanghelie, dragii mei, mai are un fiu de El stă zilnic și așteaptă ca fiul său cel mic și iubit să se întoarcă. Se mângâie de prezența fiului cel mare care este ascultător, dar iată că de fapt ce crește lângă el. Crește un om care socotește că dreptatea trebuie să biruie mila și iubirea. Acest frate mai mare care este un creștin cum se cade, cel despre care v-am vorbit data trecută, cel care deseori ești tu și eu când judecăm pe fratele nostru. Iată, nu se bucură când aude că fratele său este viu și s-a întors, ci se mânie și nu vrea să intre să se bucure împreună, nu vrea să intre la liturgie, nu vrea să se împărtășească din același potir cu desfrânatul. Îl judecă, îi spune, fiul tău nici nu-l mai socotește, frate. Deci, din nou, durerea Tatălui care spune, și ieșind Tatăl, îl ruga. Deci tatăl acesta care se bucura de învierea fiului cel mic, care a fost drogat, desfrânat, care a fost pe marginea prăpastiei și se întoarce, iar fratele nu este capabil de această iubire pentru că nu e capabil de milă, pentru că se crede drept. Dar spune Dumnezeu, dragii mei, că mai mult se bucură Dumnezeu de întoarcerea unui păcătos decât de 99 de drepți. De ce spune asta? Pentru că drepții nu-l vor primi. Iată drepții din uh, Vechiul Testament, fariseii, cărturarii, arhierei care se socoteau drepți. Tu tot te-ai născut în păcate și ne înveți pe noi. Continuarea la orbul din naștere, când îi se adresează și îl închetează, tu tot te-ai născut în păcate și ne înveți pe noi care suntem drepți. După care îi spun și Mântuitorului: Nu zicem noi bine că tu ai demon, că ești samarinean și ai demon. Nu cumva și noi suntem orbi, îi vor spune Mântuitorului, dar Mântuitorul spune: Dacă ați fi orbi, păcat, n-ați avea. Dar pentru că ziceți că vedem sau ziceți că vedeți, păcatul vostru rămâne în veac. și dar, dragii mei, suferința acestui părinte este că celălalt fiu, care de altfel este un model, iată pe interior este cu totul și cu totul desfigurat în inima lui nu pe iubirea pentru fratele lui și dacă îl judecă pe fratele lui bineînțeles în mod necesar că îl va judeca și pe tatăl său care îl iartă pe fratele lui Îl va, îi va judeca și pe ceilalți oameni dacă pe fratele lui nu-l poate iubi cum își va putea iubi aproapele, cum își va putea iubi sluga, cum își va putea iubi vrăjmașul deci iată dragii mei Că la prima vedere, tatăl pare că a dat greș în educație. Avem un tată, un pedagog, care are un eșec în familia sa. Dar oare așa să fie, dragii mei? Oare a greșit Dumnezeu când l-a făcut pe om? A greșit Dumnezeu că a vrut să facă chip al fiului său? Tatăl a vrut să ne dea chipul fiului său ca să ne iubească la fel cum îl iubește pe fiul său, iar fiul să-l iubească pe tatăl și pentru iubirea pe care ne-o poartă tatăl să se jerfească pentru noi, aducând bucurie tatălui. A greșit Dumnezeu când l-a făcut pe Adam? L-a făcut Dumnezeu pe Adam defect? Este oare Dumnezeu imperfect? Are Dumnezeu vreo neputință? Atunci nu e Dumnezeu. Toate aceste întrebări, dragii mei, ne năpădesc gândindu-ne că a eșuat acest tată care, bineînțeles, îl întruchipează pe tatăl ceresc care ne iubește pe toți și pe păcătoși și pe drepți, ne rabdă, îndură, mai mult decât atât, ne-a răscumpărat cu preț de sânge. Ceva e defect aici, dragii mei. Dar ca să dăm răspunsul la această întrebare, haideți să mergem la Petru, care cu câteva ore înainte la cina aceea de taină, spunând Mântuitorul că va fi dat în, în mâinile păgânilor și va fi dat la moarte, va zice, voi merge cu tine până la moarte. Și Toma, când au zis că merg în Betania la Lazar, mergem și noi să murim cu tine. Iar Domnul spune Toma, îi spune Petre, <coughs> iertați-mă, adevărat zic ție, Până se vor ivizorile, te vei fi lepădat de mine, mă vei trăda și te vei lepăda de mine. Și așa a făcut, s-a blestemat în fața unei slujnice Petru că nu-l cunoaște pe inculpat, ca nu cumva să nu fie și el complice în același dosar și să primească aceeași pedeapsă. Deci, temându-se de moarte, dorind să-și salveze viața, deși. Dumnezeu a descoperit că în fața lui se află fiul și cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Nu carnea și sângele, ci Duhul Sfânt i-a mărturisit în inimă lui Petru, deși a văzut taborul, deși a văzut învierea fiicei lui Iair, deși l-a văzut pe Lazar refăcut din, din pământ, din pastă. Totuși se va blestema că nu-l cunoaște pe acesta, se va lepăda de el. Și la înviere va spune, lor, uh, mironosițelor, Mântuitorul, merge și spuneți ucenicilor mei și lui Petru că ne vom întâlni la locul stabilit împreună. Iar când se întâlnește cu Petru după înviere, dragii mei, îi pune o singură întrebare. Nu-l întreabă de ce te-ai drogat? Tinere, nu întreabă de ce ai băut, de ce ai cheltuit banii părinților, de ce ai jucat la păcănele, de ce ți-ai vândut hainele, de ce ți-ai amanetat lanțul cu cruciuliță de la mama. Nu asta întreabă, dragii mei, Hristos cel înviat, ci îl întreabă pe Petru așa, mă iubești tu pe mine, Petre? Deci, dragii mei, Dumnezeu nu ne judecă pentru păcate, ci vrea ca iubirea față de El să fie liberă. Pentru că, cu adevărat, Dumnezeu nu ne-a făcut defecți, dar are o neputință, nu poate să nu ne iubească. Și fiindcă libertatea este esența iubirii, și pentru că Dumnezeu ne-a făcut liberi, înseamnă că ne iubește, și avem și posibilitatea să-i spunem lui, nu, nu te vreau, nu te iubesc. Aceasta este, dragii mei. Rana cea mai mare pe care o facem lui Dumnezeu și tema acestei uh, emisiuni, iubirea rănită. Pentru final să știți că păcatul aceasta este rănirea iubirii lui Dumnezeu, rănirea iubirii lui. Trăiți frumos, căutați să nu răniți pe nimeni, iubiți rana, iubiți pe cel ce v-a făcut rana, iubiți, răbdați și vă rugați. thank